Cu emoțiile prilejuite de întâlnirea cu Moș Crăciun, preșcolarii grupei Inimioarele, coordonați de educatoarea Diana Simon, au pășit astăzi cu sfială pe tărâmul colindelor și al poeziilor. Pentru ca Moș Crăciun să fie darnic și anul acesta, micuții au recitat câte o poezie specifică acestei perioade. Doamne, de atunci va lua, cu răspundere și scriptura, ce va da cu împăratul, care a scut a ta dictatul, de se facă este în sâmbul, a tot ce e pe pământ, ca stăpânirea se știe, ce e părăsie, dar pământul general, care e a ta rămână, din urmase ce se scrie, fiecare pe cum știe. Uite, Maria, că am ajuns la toți călătoria, de locul din mai la tatăl, din mai ce ați atat, până mai încolo la o de sucăție de tine, în fie spacura pe salonia de la ala. Unde mati l-a sărit? La stea? La stea în călătorii. O stea? O stea mare minunată. Care? Care era pe ce salată. Colindele au adus spiritul sărbătorilor, iar cântate de copii au fost înălțătoare. La final, Moș Crăciun a împărțit cadouri fiecărui preșcolar. Evenimentul a luat sfârșit cu un moment dulce.